La 28 de ani, olandezul Mark van der Heijden avea tot ce își putea dori, dar asta nu l-a împiedicat să viseze la mai mult. Așa că a făcut un pas ce pentru mulți a părut nebunesc și a dat demisia dintr-o agenție de publicitate și a pornit cu rucsacul prin lume. Dar asta nu înseamnă că a renunțat la serviciu. Din contră, cu o idee creativă, Mark a primit 700 de oferte de muncă din toată lumea. A trecut și prin România. Aflați imediat povestea unui tânăr care s-a transformat din angajatul lunii în angajatul lumii. Hello world! Meet Mark van der Heijden. This is his life. And the last 8 months I've been, I think, in like 15 countries, almost all over the world. I thought I'll just do it and see what happens. And I was never really scared to take risks, you know, I just jump out of airplanes or do crazy stuff. It feels like a lot of freedom, yeah. A gătit într-o cantină a săracilor din Kuala Lumpur, în Malaezia. A filmat un spot publicitar pentru un hotel de 5 stele din Bali, în Indonezia. A făcut surf în Hawaii și a sărit dintr-un avion în Seattle, Statele Unite ale Americii. Iar lista continuă cu Thailanda, Cambodgia, Vietnam, Marea Britanie, Austria și Franța. Norocosul câștigător al acestei călătorii în jurul lumii este Mark van der Heijden, un tânăr olandez care, din luna ianuarie acestui an, a hotărât să trăiască liber și liber de program. For him, the Netherlands is just, you know, the Netherlands. And Mark wants more. So, he quit his job and left his apartment. Starting an adventure in January 2014 to travel the world as the Backpacker Intern. I sort of realized that for me it's not about the money, but it's about the experience. So, then I came up with this idea to combine two of my biggest passions, so traveling and work as a creative. And I came up with this idea, the Backpacker Intern, to not work for money, but just for food and a place to sleep. What's the worst thing that could happen? I don't know. If I go back, I can always find a job and I'll just go for the adventure. L-am cunoscut la București, unde a poposit pentru 2 săptămâni ca intern în agenția de publicitate Leo Burnett. A fost implicat în proiecte creative, a muncit, a învățat, dar mai ales și-a inspirat noi colegi români cu atitudinea relaxată și spiritul său liber. Chiar și modul prin care am aflat de Mark a fost unul inedit. Am ținut o mică prezentare pentru niște studenți din Brașov și din sală, la o sesiune de întrebări și răspunsuri, am primit întrebarea "Do you take interns?" Așa am aflat de Mark, de povestea lui și bineînțeles că ne-a fascinat și l-am vrut imediat aici la noi în departamentul de creație, de strategie, să ne ajute cu un fresh mind. A fost foarte ok. Și îmi place foarte mult, e așa foarte easy going, adică noi suntem puțin mai încrâncenați, mai, nu știu, stresați și cumva cu el în echipă lucrurile păreau așa mai ușor, mai simplu. Mark had some great ideas about vending machine. Mm-hmm. Can you tell more about it? Yeah, I think so. So it's like a vending machine where people can dance or in front of it, and depending on how good you dance, the bigger your discount gets. So it's sort of with... Ultimele 10 luni l-au schimbat pe tânărul olandez, care spune că s-a maturizat, dar că în același timp a și învățat să se bucure mai mult de lucrurile simple. A experimentat datin și obiceiuri exotice, a avut multe șocuri culturale, a făcut lucruri nebunești, pe scurt, a trăit. I worked at a DDB in Malaysia, in Kuala Lumpur, and then we were making a campaign and it was like a TV shoot with it, and then they said, if we have a shoot, we always hire a BOMO. I said, BOMO? What is a BOMO? So BOMO is a guy who scares away bad spirits. And they always hire the guy with every shoot. And even when the client doesn't approve it, they still hire him. Because they just want to make sure that there are no bad spirits during the shoot. Cel mai important, spune Mark, este că această călătorie în jurul lumii l-a învățat să fie tolerant, să accepte oamenii așa cum sunt în toată diversitatea lor. Nu făcea asta înainte să pornească la drum. I think one of the most important things is don't judge. So if you see people, I don't know, I used to judge people sometimes, but it's actually stupid. And then you see that everybody has something positive, you know. So.
În România nu prea i-au plăcut sarmalele, despre palincă însă vorbește numai de bine. Dar mai mult decât experiențele culinare, a apreciat frumusețea țării noastre. I had more like the cliché sort of image from Romania, like abandoned buildings, gypsies and a lot of poor people. And of course you have that also. But I also been to like Brașov and Piatra Craiului and Peleș Castle, and I saw so many beautiful things. I never knew that Romania was so beautiful. The country should do something about this image and tell it to the world because it's beautiful. După București, Marc a mai lucrat în Bratislava, Londra și Istanbul. Iarna aceasta îl va găsi într-un loc însorit, America de Sud. Mai departe, nici el nu știe. Își lasă viața deocamdată pe mâna destinului. It feels like freedom because I can sort of make my own rules. I don't have to. If I want to work 1 week, I'm going to say, oh, I can help you out 1 week. And you're like, oh, okay. And if I want to spend 3 weeks laying on a beach, I can do it. Not anymore because I'm almost broke. But it feels like freedom. Atitudinea lui Marc van der Heijden este contagioasă. Tânărul are energie, relaxare și poftă de libertate. A strâns povești și aventuri cât pentru o viață întreagă și fiecărei persoane pe care o întâlnește în drumul său lung și întortocheat îi transmite același sentiment, că viața merită trăită în fiecare secundă cu intensitate. I noticed you have a tattoo on your arm. Yeah, true. Follow the sun. Yeah, there it is. So it's sort of my travel slash life song. I did it on my left arm because then it's always on my heart, sort of. So that was the reason.